E latul meu ăsta, gata. Și acum intru. Băi, intrăm în emisie, fii atent. Fii atent cu mitru, mă opresc. M-am oprit. Hați. Am dat flash-uri. Am zis: "Bine ați venit la Stax TV, seria 2, episodul 5 cu Puștiu. Dau și flash-uri. Atenție." Am dat. Opresc motorul sau mai tragem o dublă? V-am zis de Puștiu? Puștule, trebuie să dăm noroc. Salut, frate. El e Puștiu, a.k.a. Răzvan Galan. Am zis bine? Corect. Și conduce un BMW 135i, adică pe injecție, nu carburație. Nu? Asta corect, înseamnă, da. De câți cai, mă? 530 benzina de stradă și fără metanol. Deci 530 cu benzină normală? Da. De pompă. De pompă, fără metanol? Fără metanol. Păi spune-ne un pic povestea ta, că eu te știu de când erai mult mai slab de atât. Adică există, adică am fost și eu. Și eu am fost foarte slab, eram Puști, ca Puștiu. Și te știu cu Fiat 500? Abarth. Fiat 500 Abarth. Și spune-le băieților ce mașină ai avut, de ce nu te-ai jucat cu păpușile și cum ai ajuns la 135. Și după aia îți mai pun eu niște întrebări legate de mașina asta din spatele nostru. Până atunci eu beau apă, cafea, fă talentul cu camera, fă dragoste cu camera. Păi... Ah, am uitat să vă zic. Bă, iartă-mă, te întrerup. Bă, nu pot, mă. Am uitat, îmi uit ideile, îmi vin în cap așa. Le mulțumim băieților de la Hot Rod Fan București că ne lasă să le folosim locația, dar nu că să le folosim, să le schimbăm în totalitate. Doi, pune mașina, scoate canapeaua, trage, bagă, ieși afară, vino, du-te, fă cafea, dă-ne apă. Sunt senzaționali și o să vedeți un material extra la noi pe canal legat de mașinuțele astea și de activitatea lor în București. Momentan n-au deschis, dar odată cu vremea bună o să apară și ei pe stradă. Până atunci, ai legătura, domnul Galan. Mulțumesc. Păi, prima mea mașină a fost un Fiat 500 Abarth. Din păcate mi-am dorit 335, dar părinții mei au spus că e mult prea puternic un 335, tracțiune spate la 18 ani și a fost decizia corectă. Recunoști, nu? Da, îți dai seama. Păi muream tot asta. Singurele modificări pe care le-am făcut Abarth-ului au fost, nu știu să-ți spun, o evacuare și niște arcuri. Am abuzat de mașinuța aia, am învățat practic pe ea să conduc, am intrat și pe circuit, nu știu, am făcut tot ce se putea cu mașina aia. Am sărit dâmburi, tot ce se putea. Am vândut-o, mi-am cumpărat un seria 3, 325XI. Nu știu nici până în ziua de azi ce mi-am cumpărat mașina aia, a fost o greșeală așa, n-am știut nimic despre ea, am cumpărat-o, am ținut-o o perioadă de timp, am vândut-o și pe aceea și mi-am cumpărat un Golf R, Golf 6R, cu care am intrat pe circuit, am mers foarte mult la Rotac, în competiția aceea. Ce înseamnă Golf 6R? Că probabil Golf 6R sunt oameni care nu știu mașina. Este un Golf 6, doar că motor 2.0 TFSI, 300 de cai, 4x4. Ok. Am intrat cu el pe circuit. Mi-am descoperit pasiunea asta pentru circuit și pentru, să zic, mediul legal cât de cât, cu o mașină în siguranță și tot ce trebuie. Mediul legal, unul la mână, mersul, da, pe circuit, adică nu mai riști să te alerge poliția pe autostradă, da?
în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva, ai ceva spațiu de degajare, exact, adică nu te lovești de toate obstacolele care sunt în oraș, nu poți să omori alți oameni, să te duci la pușcărie, că a trecut la pătrecea de pietoni și n-ai fost atent că tu mergeai cu 230 prin oraș și nu e ok. Și descoperi și chestia asta, cum să spun eu, competițională în tine, știi? Pentru că ai văzut, te duci acolo și zici, aia mă duc și eu să mă dau, știi? Și fac, mă, să mă dau, pac, pac, pac. Și când ai văzut, cât ai scos? 1.27. Pea, mă, ce l-a scos 1.27? Stai, mă, așa, că îi trag eu, știi? Și începe, știi, începi să te autoeduci pe tine, să te depășești pe tine, să înveți, să cauți, să înveți, să descoperi lucruri. Mie, unul personal, probabil că ați văzut, nu mi-a plăcut școala foarte tare, dar când am descoperit în școală lucruri interesante, de exemplu la fizică, principiul de funcționare al motorului în patru timp și așa mai departe, bă, citeam cu drag, pentru că erau lucruri care mă interesau. Probabil că asta se întâmplă și cu mersul pe circuit, te apuci să descoperi, să înveți lucruri, să cercetezi cum să devii tu mai rapid și mașina ta mai rapidă. Bun, de la golf am rămas. Da, și cu golful la fel, am abuzat și de golf pe circuit, adică am avut, să zic, etapă în care efectiv la antrenamente m-am dat cu golful, am ieșit de pe circuit, am spart baia de ulei și am continuat să mă dau în continuare, dar nu am spart-o, nu, pur și simplu picurat din baia de ulei. Am continuat să mă dau că a trebuit să mă dau, am prefăcut, a fost totul ok. Am ținut golful acela cam vreo, să zic, 2 ani. De abuz? De abuz, dar mașina era în stare ok, adică da? Așa, și am vândut-o. După ce am vândut-o, era mare dilemă că nu știam exact ce să-mi iau, să fie la fel de ok ca și golful, putere, tot pe acolo. Am găsit acest 135 de vânzare, știam mașina de ceva timp pe net, am cumpărat-o, m-am dus, a fost tot ok și de atunci au început toate modificările. Ea avea undeva la 326 de cai. Tu când ai luat mașina, era modificată sau era stock? Era stock, avea doar softul de performance la BMW pus de proprietar. Ok. Eu când am cumpărat mașina, mi-a spus după ce am achiziționat mașina că a făcut foarte multe revizii, că a schimbat turbinele, că am fost plăcut surprins că sunt foarte multe piese ok și mașina era foarte întreținută, având doar, nu știu, 110.000 de kilometri. Era un proprietar de BMW care își permitea mașina. Da, exact, făcea tot, adică, da. Avea performance pe cu ceea ce conține încă un radiator de ulei în plus, pentru că motoarele acestea merg foarte încins. Când a ajuns la mine mașina, am cumpărat downpipe-uri, admisie, pompă de benzină, intercooler și pompă de metanol. Când zici admisie, te referi la filtru sport. Gen. Da, filtru sport, da. Filtru sport nu mai era filtru admisiei. În carcasă, era... Mm-hmm, mm-hmm. Cu admisie directă. Cu admisie, da. Ok. Mașina cu metanol în momentul acela dezvolta undeva la între 460 de cai și 500. Deci doar cu modificările astea și cu, cu softul și... de performance sau cu alt soft? Cu... GB4. GB4. GB4 fiind un boost controller, să zic. Okay, reglează, da? Presiunea și... Okay. Da, mașina făcea undeva la 500 de cai, 465 de cai, dar nu că nu-mi plăcea, îmi plăcea, mergea foarte tare. Mașina doar că nu-mi plăcea ideea de depinde de metanolul ăla, okay, constant. Când n-aveai metanol, cum făceai? Mașina mergea fără metanol undeva la 420 de cai. Nu era niciun pericol? Nu era niciun pericol, okay, adică n-aveai nicio treabă. Am vrut să vând mașina. A stat la vânzare, nu știu, cred că jumătate de an și n-am mai vândut-o. Am văzut că... Știi că mi-au scris oameni, te întrerup. Știi că mi-au scris oameni văzând poza cu mașina ta pe Instagram? Domne, am vrut să o cumpăr, domne, dar a scos-o de la vânzare. Păi zic, bă, frate, uite, că, știi că așa se întâmplă întotdeauna. Da, da, oamenii da. Vorbesc și în sfârșit. Și am zis, de ce nu-i scrie acum omului? Scrie că dacă e vorba de suma de bani, eu cred că o dă în continuare. Adică nu că să vezi că mai ești, nu știu, în sfârșit. Legat de metanol, vreau să vorbim un pic despre chestia asta și să le explici oamenilor cum funcționează și care este feeling-ul, pentru că sunt ferm convins că la noi nu se uită numai specialiști și numai tehnicieni de Formula 1. Sunt și oameni care nu știu fenomenul, sunt și copii care acum urmează și ei să ajungă la vârsta de 18 ani și vor și ei 3-3-5 și uite, le dai un sfat foarte bun că nu este chiar ok. Hai să vorbim puțin de metanol. Cum e, frate? Apeși pe buton ca la nos? Nu, ideea este nebun? Că metanolul... Opa! Hey, n-are nimic! Funcționează în felul următor. Are rol de răcire, okay, și de cifră octanică. Okay.
Dar nu mergi cu metanol pur. Mergi cu metanol combinat cu apă ca să nu iei foc. Ok. Este totul safe, adică ai rezervorul de metanol în portbagaj, cel puțin eu l-am în portbagaj, conductele sunt trase pe lângă conductele de frână pe sub mașină și scuipă metanol prin două duze în admisie. În admisie. Asta se întâmplă. E progresiv? Adică în funcție de boost? Depinde de ce setări îți faci. Okay. Al meu intră doar de la un anumit boost în sus. Deci când apeși accelerația puțin sau merge economic cu mașina, da? Nu folosești metanol. Da, metanol poate să... Dacă faci boost peste 0.8, de exemplu, da? Atunci îți intră și puțin metanol. Nu, ideea la mine în amestec. Eu am GB4, de fapt, are niște hărți de putere. Ok. Și eu mi l-am setat să meargă pe anumite hărți de putere. A, deci apeși pe buton, cum ar fi. Bă, când dau sport, mergi exact, și cu metanol. Când merg pe harta de consum, de oraș, merg de oraș, fără da, metanol și n-am niciun stres. În momentul de față, mașina a suferit niște modificări din cauza faptului că nu am vândut-o. M-am frustrat că n-am vândut-o și am zis, asta este, bag în continuare și o fac, da, o fac cum vreau okay eu și... sau cresc nivelul. Da. N-am putut să mă dau cu ea pe circuit, deoarece motoarele acestea merg foarte încins și nu puteam să merg mai mult de o tură fără să se încingă mașina. Și era iurea că dacă ți intrai în mână o tură, trebuia să răcești două ture și așa mai departe. Cum știi tu că s-a încins mașina? Uleiul. Te uiți la ulei, nu? Mașina ulei, ți arată da. Temperatura exact, uleiului exact. Și să zicem la ce temperatura uleiului pentru 1.35 din punctul tău de vedere consider că s-a încins și trebuie să o lași. Peste 120 de grade. Peste 120 de grade. Dacă are 115, îi tragi. Da, mai poți să mai tragi puțin de tot. Am făcut un upgrade, am cumpărat Bun. Niște turbine hibride. Ce înseamnă hibride? Adică modificate? Da, partea rece mai mare. Ok. Și asta a fost primul pas, urmând să cumpăr și diferențial și mai multe upgrade-uri ca să mă pot da cu ea pe circuit într-un mediu mult mai ok decât era înainte, din cauza faptului că în momentul de față nu are diferențial mașina, ceea ce este... Are, dar nu e blocant. Autoblocant. Da, autoblocant, da. Așa, adică blochează, dar nu e ceva electric. E chestia nu, electrică care cum ai vrea tu. Nu cum ai sau vrea nu și... simți, sau nu te ajută exact, atât de tare. Exact, în niște da. Momente nu e okay. foarte previzibil. Ce înseamnă un diferențial autoblocant pentru mașina asta în bani? 1000 de euro. Pe 1000 de euro da, de la coife? Coife, da. Cred garantat pe viață. Garantat for pe life. Viață sau 800 de euro doar miezul. Ok. Depinde dacă ai carcasă sigilată sau pe șuruburi. Ok. Am pus turbinele hibride, am setat mașina fără metanol în momentul de față și face undeva la 530 de cai fără metanol și cu benzină de stradă. Okay. Cu metanol o să ajungă, sper, undeva la 600 plus, cam așa. Ok. Păi bun, și ce faci cu ațea cai pe circuit? Nu cum mă dau cu jos? Ațea cai pe circuit. Okay. Pe circuit o să merg într-un setup până în 400 de cai ca să... Nu pun nici atâta presiune pe motor, să fie totul mai ok. Când okay. nici nu mă ajută foarte mulți cai pe circuit. Asta zic că mă gândesc că cu 550 de cai pe mașina asta pe circuit, da, nu, e nu, cea pui mai jos, patinezi, nu pui jos, patinezi, e greu, pierzi foarte mult timp să o ții pe stradă, știi, să poți să pui aderența jos. Fiind și automată, okay. este o cutie cu convertizor și schimbă viteza dacă simte că patinează, adică nu o lasă să stea în limitare. Nu ține în ture, având da. Niște protecții, există softuri să-ți pui, să-ți scoată protecția aceea să nu schimbe viteza, dar vreau să protejez cutia cât mai mult ca să mă țină normal. Cât mai mult timp okay. cu turbina. Bun, deci setup-ul de circuit va fi undeva la 400 de cai, adică mergi pe o hartă de aia cu minte, fără metanol, fără metanol, fără benzină de curse, cu benzină de stradă, da. Ok, și cu anvelope semi-slick, probabil. Da. Oamenii te pot urmări sau îți pot urmări evoluția pe circuit în campionatul Rotac, nu? Da, cred da, că anul ăsta mi-am okay. propus să merg la tot ce înseamnă și Rotac, cât și Drag Racing Events. Drag Racing, ok, da. La liniuțe. Păi mergem da. Și noi mă anul ăsta la liniuțe. Mergem acolo, brigadă. Ne vedem cu puști. La liniuțe. Liniuțe. Liniuțarii. Băi, am o dilemă, mă, frate. Vezi tu?
Ai avut Fiat 500 Abarth. Eu îl consider o mizerie din punct de vedere al fiabilității, înțelegi? Bă, cum a ținut la tine, un frate? Băi, fii atent, deci maica mea are un Fiat 500 normal. Da. N-am avut atât de multe probleme la mașina aia pentru că n-a mers. A stat pe loc. A stat pe loc foarte mult timp parcat în fața locului. Dar cu Fiatul meu am avut niște probleme, să zic așa, banale, nu știu, mi s-a spart galeria de admisie. Nu, asta zic, că nu înțeleg că tu ai avut Fiat 500 Abarth la 18 ani, care eu îl știu din oraș, mergea numai blan, înțelegi? Nu s-a stricat nimic. Sunt de părere că mașinile pe care le iubești și le bibilești se strică. Nu țin și nu vor ține niciodată. Este exact același sentiment ca atunci când ți-ai cumpărat o pereche de Adidas noi, țiplă, impecabil. Băi, îți plac mult de tot, i-ai pus în picioare și te-a călcat un instant. Înțelegi? Instant te-a călcat, adică gata. S-a terminat cu șmecheria. Așa e și cu mașinile. Mașinile lui Puștiu au fost abuzate. Începând de la Fiatul 500 Abarth, Golful R, nu știu, BMW-ul ăla 325, cât nu l-ai chinuit și cât l-ai omorât, dar Golful, bă, Golful R, băi băiatule, băi băiatule, băi, a văzut niște abuzuri, nu s-a stricat nimic. Ăsta, 135-ul, da, la fel, abuzat, cu metanol, cu curte. Bă, tu te dai, nu? Mă, Puștiu se dă, frate. Eu vă spun că o să vedeți în comenturile de pe YouTube că sunt ferm convins că o să comenteze oameni care o să zică, bă, eu m-am dat cu mașina asta în oraș și m-a bătut, sau m-am dat cu el și l-am bătut, sau m-am dat cu el. Oricum, deci eu sunt ferm convins că o să apară oameni în comenturi care s-au dat cu mașina asta prin oraș. Puștiu nu omenajează. Că are grijă probabil să încălzească motorul înainte să plece de pe loc, să-i tragă și panete și așa mai departe. Că folosește benzină de calitate bună, că schimbă uleiurile la timp și face... Bă, da, abuzurile, bă, abuzurile sunt... Adică voi îl vedeți așa nevinovat, știi ce zic? Dar nu, nu are nicio legătură. Bun, planurile de viitor pentru mașină. Suspensie, diferențial... Ce suspensie? La ce te-ai gândit la ceva? Sincer, aș opta, nu știu, momentul de față mă gândeam la un AP. AP Racing, din nou. Da. Dar momentan o să văd. Aș vrea să vopsesc și mașina. Bună cafea? Mi-a pus cineva zahăr, să-l dai afară. Să nu mai fie pe aici. Să nu mai văd. Bă, să nu mai văd, înțelegi? De mâine să-i fie tăia cap. Unde-i stau picioare? Bă, game, pe ce e asta? Da, vrei apă? Da, te rog. Te rog, uite aici. Poți mă da, te rog, te ajut. Bineînțeles. Avem aici, servim, facem frumos. Pac, pac, cu plăcere. Da. Am vorbit prea mult, nu? Îi pui suspensia pe racing, nu? Da. Îi pui, o vopsești? Da, vopsit trebuie pentru că... Din 2008 e mașina cum e și, și abuzată. Are niște ani, corect. Și vrei să așa, să arate frumos. Da. Vrei să-i schimbi și culoarea, probabil. Deci suspensie, vopsea, roll cage, oare? Nu. Eu merg cu mașina daily, adică eu merg foarte mult cu ea în oraș și mă folosesc mult. E mașina ta, ca să zic așa, și de stradă și da, de mers și de plimbare și de mers pe circuit și de mers la curse și de mers la drag racing. Toată lumea când aveam Golful, mi-a spus că n-am cum să împac și circuitul și strada. Și așa este, n-ai cum să le faci. E foarte greu, da. E foarte dar greu. Dacă mașina merge... Dacă merge mașina. Eu cred că tu ești foarte ușor. Și cred că tu ești foarte ușor și mașinile astea nu simt nicio greutate acolo, nu cară pe nimeni. Și atunci n-au niciun stres și merg singure. Dacă tot mergem singure, hai să nu ne stricăm. Altfel nu-mi explic. Ori ești foarte norocos. Eu consider că la mașini ține de noroc. Adică dacă am cunoscut oameni care și-au cumpărat mașini noi care s-au stricat a doua zi. Și am cunoscut oameni care au abuzat mașinile în continuu și nu s-au stricat. Repet, Fiatul. Nu s-a stricat Fiatul. Dă-o dreacu, ești nebun. La mine dacă îmi luam... Nu că se strica. Se strica de nu știa nimeni să o repare. Nu că se strica, că deja stricatul nu mai e o problemă. Fiatul s-a stricat. A avut câteva bube care nu aveau cum să, adică s-a spart galeria de admisie, m-am dus la Fiat, am reparat-o și mi-a spus, dar nu ți-ai cumpărat Maserati să mergi cu el așa? Păi eu cred că Maserati leșina mult mai repede decât Fiatul ăla. Ambreiajul l-am schimbat, că descoperisem eu o schemă cum să schimb viteza și să facă poc-poc, da? Dar până să învăț schema, îți dai seama că îi dădeam ambreiajului săracul de... I-a tras Puștiu, da. Ce să zic, îți mulțumesc că ai acceptat invitația, că ai avut curaj, că mulți n-au curaj
și au la vârste mult mai mari decât puștiu, n-au avut curaj să vină la interviu. Vedem mașina și pe stradă, o să facem și materialul Q&A, să-l urmăriți, că ne acuză toată lumea, că domne, n-ați vorbit de mașină, n-ați zis de frâne, n-ați zis de suspensie, n-ați zis... Q&A, puneți voi toate întrebările, eu doar le citesc de pe telefon, absolut tot ce vreți să știți despre mașina lui, noi o să transpunem în materialul Q&A. Le mulțumim încă o dată celor de la Hot Rod Fan București că ne suportă în locația lor, le mulțumim partenerilor, ne mulțumim nouă că existăm și facem emisiunea asta în continuare. Dacă vă place și considerați că merităm să ne urmăriți, subscribe la canal.